În portul Giurgiu a acostat de câteva zile nava Comandament Mureș, utilizată de Marina Militară și ca navă de protocol. Nava este escortată de o fregată militară, iar prezența acestora în portul giurgiuvean se datorează unui exercițiu militar pe Dunăre, la care participă alte două fregate aflate în acest moment în Amonte și Naval de Fluviu. Giurgiuvenii vor avea și ei posibilitatea să viziteze nava Comandament vineri între orele 12-17 în cadrul porților deschise. Cert e că am profitat de ocazie că sunt aici, am discutat cu domnii comandanți și am pus la punct acest protocol. Am zis că e o ocazie pentru Giurgiu să profităm de ea, că nu știu când vom mai avea ocazia să vedem o fregată militară în portul Giurgiu pe care să o și putem vizita. Deja și-am anunțat prezența elevii liceelor de chimie, economic și Ion Maiorescu. Conducerea APDF speră să obțină acordul Ministerului Apărării pentru prelungirea programului de vizită și pentru ziua de sâmbătă.